boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Neața. Bine, de fapt, neața asta e aproape 10 ceasul. Dar până acum am stat în canapea, m-am uitat la clipuri pe YouTube și ce i-am dat lui la să mănânce, cam asta a fost tot programul de până acum. Și trebuie să mă apuc de treabă și n-am niciun chef. Am dormit atât de prost, deci în cauza ei. Am stat acum urmezișul și a fost cu un picior în coastele mele toată noaptea. Și tot ziceam că o să mă mut de acum urmezișul și eu în partea cealaltă, dar mi-era că după aia pe lângă pat. Și uite așa, cred că nu știu, m-am trezit de 50 de ori. Și acum chiar n-aveam, dar mă duc, trebuie să termin astăzi și mă duc să încep cu dormitoarele. Că n-am mare lucru de făcut, adică doar să iau ce e pe deasupra pe acolo, să le pun la lucrurile lor și să șterg praful. Și diseară vreau să bag aspiratorul, adică nu șterg praful și bag aspiratorul imediat în camera aia, că o să mă tot plimb din camere în camere. Și după aia bag o dată, sau poate cine știe, rog și eu pe Dragoș să-l bage el. Să vedem. Și mă rog, geamurile mai mult de la alea de la balcon, de la aia de la balcon, pentru că astea de la bucătărie sunt șterse. Doar așa să mă uit dacă sunt ceva amprente unde pune el la mână, că în rest partea alta sunt șterse. Ce credeți că am făcut până acum? E 11:30, deci e 11:30. Bine, am mâncat, am făcut niște o prăjite. Ochiuri. Și am mâncat cu ele. După aia am intrat pe Netflix, că am zis să-mi pun un film cât fac treabă. Că ziceam că o să încep cu dormitorul ăla Lelei. Dar n-am făcut nimic, m-am uitat la film și atât. Eu am zis că astăzi o să apar bola, partea a treia din Un prinț de Crăciun cu bebelușul regal și l-am văzut. Eu nu m-am demachiat aseară și acum nu prea m-am apucat, pentru că tot mă gândesc că el umblă pe aici prin sertare pe la mine și cred că s-a terminat cu dormitul ei aici și că ar trebui să o mut în partea altă. Adică să doarm acolo ca să pot să închid dormitorul ăsta, pentru că nu... Am lăsat-o să doarmă aici și când a venit, a umblat până sertarele alea și veni, mă rog, vin cu niște mărgeluțe ceva și nu... Aici am brichete alte de ale, că aici am eu lumânări și... Nu știu ce să fac, sincer. Că până la urmă mă gândesc că dacă ar dormi în dormitorul ei, cu jucăriile, cu alea acolo, nu mai trebuie să aduc aici și ideea e că aș fi vrut și să mut. Ați văzut că lângă biroul ei, acolo este ăsta de haine și vroiam să-l aduc pe cel cu jucării, să-l pun lângă biroul ei acolo și să-l pun pe ăla de haine lângă geam în partea cealaltă. Doar că ăla e prins sus și singură nu... Aș putea să fac chestia asta. Am vrut să fac cu Dragoș și am propus chestia asta acum vreo lună de zile să facem și n-a vrut. Și să fac eu acum... Bine, până la urmă pot să încerc. Pot să încerc. O să zgâri parchetul. Oricum, acolo vorbește, nici mă interesează. Și fac și hârșa până la locul respectiv. Faza e... Dar până la urmă am și de asta, cum îi zice... Dai gaură în perete. Pentru că ăla de jucărie e prins. E prins în perete ca să nu vină pe ea. Și dacă îl mut, ar trebui să-l prind și în partea altă. Dar am o mașină. Și dacă nu sunt în stare eu, îl oblig pe el când vine, că oricum...
Sau, mă rog, îl prinde tata mâine. Da, cred că încerc. Da, cred că așa ar fi cel mai ok. Eu am vrut să dorm aici pentru că acolo este mai răcoare, mai curent, că eu o gaură dată în perete ca să scoată alea de la aerul condiționat și nu e ok pentru că, nu știu, n-a închis-o bine, dar aș putea să fac chestia asta odată. Adică să chituiesc, gen, nu știu exact cu ce. Aia și se rezolvă problema, doar că eu țin tot timpul geamul deschis la balcon, pentru că acolo pun rufe și asta este. Deci m-am scălpinat și am mai mătreață pe aici. Super, nu? De asta, am prea multe dileme în momentul ăsta, nu știu exact cum să fac. Dar aș putea să încerc așa. Și dacă nu e ok, că mi-ar fi mult mai ok și eu să pot să stau să editez, da, mai târziu. Mi-aduc bicicleta aici și așa acolo destul încurcă. Nu că aici dă prea bine, dar chiar în seara asta vreau să fac și o bicicletă, până acum n-am mai făcut, adică n-am făcut în ultimele zile. Am făcut înainte, dar cât am fost pe stop, n-am făcut. Dar în seara asta ar cam trebui să revin și la bicicletă. Da, deci chiar nu știu ce să fac. Sau de ce să ne, cu ce să încep mai întâi. Cred că primele lucruri pe care ar putea să le fac ar fi să strâng paturile. Și pentru că dacă mut alea o să am nevoie să strâng și pe ăla de acolo și pe ăsta. Și după aia să încerc cu alea de la ele de acolo. Da, mă pun pe treabă. Nu? Ela e în să uită la Baby Ricky. Astăzi îi las, mă rog, toată ziua, nu toată ziua, mai las și jumătate de oră, gen, cât fac eu astea pe aici și după aia oricum trebuie să o bag la somn. Și unde o bag la somn? Deci, astea sunt dileme. Nu o să fac patul ăsta, o culc aici, doar aduc bicicleta. De asta strâng pe ăla, aduc bicicleta și fac mai întâi acolo. Fac camera aia și asta mai oricum. Ce o să trebuiască să șterg ăsta, că dacă vreau și eu mâine să aranjez cât de cât așa, am câteva chestii astea de Crăciun pe care să le pun pe birou. Și până la urmă pot să lucrez în seara asta până târziu, târziu, târziu. Nu știu sigur dacă mă ajută și Dragoș azi e joi, nu? E joi azi? Sau e miercuri? Hai tu! Tu! E joi! Thursday! Așa, deci este joi, ceea ce înseamnă că el are dentist azi. E, vedem ce face. Da. Primul lucru, mă duc să aduc bicicleta aici.
Gata. Am luat de aici asta de jucării. Mă rog, jucăriile sunt. Și l-am dus acolo pe el. Acum trebuie să aduc ăsta, doar că trebuie să-i prind alea cu scos ceva să nu se deschidă. Și sertarul de jos, să văd exact cum. Ca să nu se deschidă, să zboare alea de prin el. Deși sertarul aș putea să-l scot pentru că e greu. Da, scot sertarul și ăsta a fost ușor să-l duc acolo. Hârș, hârș, l-am dus imediat. Ăla mi este foarte, foarte frică. Și vedeți, a găurile alea, dar oricum. Ăla e un pic mai înalt și o să acopere găurile, așa că n-am probleme. Dar de asta zic, ăla e de la aerul condiționat, da? Și e acolo. Ia, vă arăt eu. Și pare ca și când ar fi acoperit, oricum nu se vede foarte bine că e întuneric aici, dar nu e, pentru că aud vântul. Nu știu exact ce și cum, dar nu e ok. De asta. Bine, posibil și din cauza la geam să fie. Să închid geamul pe timpul nopții. Faza e că dacă închid geamul pe timpul nopții și am haine aici, de la închis așa, rămâne un miros în ele, nu știu, care nu-mi place. Da. Trebuie să le iau și pe alea să le calc. Dar am dat drumul la ceva aici ca să mai treacă din ce clipuri am de vizionat. Așa. Și acum mă duc să fac mâncare. Mă duc să fac mâncare ca să avem ceva să-i dau la copil la prânz. E un pic dezastru acum toată casa. Hai măi. Am aici, mă rog. Asta este. Ideea e că trebuie să fac gălăgia până o culc pe ela, adică să mut alea, că na, pun covoare, dar oricum am aspirat și eu pe acolo, am spălat pe jos, acolo mai e un covor. Și ziceam că nu întorc casa cu fund în sus, dar am făcut-o. Mă rog, o mai las la desene, nu mai că și așa alea sunt educative. Da. Să fac tartă, nici nu știu cu ce să fac. Adică știu că am luat smântână asta. O să iau și un ardei de ăsta drăguț, să pun ceapă, să pun și niște verdeață prin ea. Ia să vedem. Ia să pun și niște valeriană de asta. Așa, am zis că ceapă trebuie să iau. Avem ceapă pe aici. Am un balcon. Ok, am luat două cepe. Aha, pun și niște de asta. Am tăiat două bucăți mai mari din șunca aia de praga. Și a mai rămas asta să mâncăm din el. Miroase bine în continuare. Îmi făceam grijă asta, am zis, bă, să nu s-o strice. Hai să luăm o gură de vin. Am și eu, deci atâta lipsește din sticlă, numai eu am băut, dar e în pahar, adică nu l-am băut, am băut un pic aseară în pahar. Și mi-a pus acum. Mi-am pus dimineața să am energie. Da. O să pun ouăle astea, ceva făină de aia de. Să pun două văz. Nu știu. Am scos toate ingredientele și mai vedem ce fac. Am pus o lege, 4 ouă, unul a murit, o să pun și puțin ulei, foarte puțin, nu știu cât. Așa. Smântână, nici nu știu cât o să pun. O să pun două linguri de astea, pline mari. Hai, mai pun. Gata. Am pus. O să amestec asta. Sare și piper trebuie să pun. Și după aia pun făină. Arată foarte bine după ce am bătut treaba asta.
O să fac și jumătate de plic de praf de copt, că să crească totuși puțin. Vreau să zic că după ce am tăiat astea, am pus și puțin sare pe ele, ca să aibă gustul lor, să nu fie dulci când dai de ele până mâncare. Și acum asta, pun făină de... ce e asta? Uvăz. Și să nu mă întrebați cantități, că n-am idee. Am pus cam un sfert din praful de copt, n-am pus jumate. Și asta aș vrea să o las așa mai moale, că oricum să mai umflă de la ovăzul ăla. Și să vedem... Nu știu în ce să pun asta la cuptor. Da. N-am idee. Acum știu că am luat hotărârea ideală aia de nu mai, să nu mai las pe ele la mine în dormitor. Am fost să iau tava asta și atunci am observat că copilul meu a spart o fiolă. Aveam o fiolă de nu știu ce chestie pentru față, ceva glău, nu știu ce. Și o spărsese. Am căutat cioburile alea, că avea ceva scris și știam că nu sunt toate, dar mi s-a făcut rău, nu mai pot, îmi tremură tot corpul. M-am calmat, gata. Am adus asta aici, m-am trebuit să dezlipesc scociul ăsta. O să pun și ăsta la loc, l-am șters și pe el. Și nu știu, mă rog, o să mă duc să termin cu mâncarea, cu socul pe el, să... Și după aia vin să aranjez aici și... Adică după ce o culc pe ea. Ea n-are niciun stres. E fantomă. Sunt supărată pe tine, îmi pare rău. Îmi pare rău, dar sunt supărată pe tine. De ce a trebuit să te joci cu aia, mami? De ce? De ce dacă mami te-a rugat să nu mai umbli acolo? Păi ai spart-o, da, mami, ai spart-o. Și aia ta e, mămica, face buba rău. Dacă făceai bubița, ce se întâmpla? Se tăi unghiile. Păi da, tu ai făcut o prostie mare. Și ai pus că sunt un telefonul fantomă. Pă bune, păi eu vorbesc cu tine despre ce ai făcut. S-a terminat, gata. Acum trebuie să te iert. O să te ierți. Îmi Deci, bați. tu o să mă ierți pe mine? Eu sunt un copil. Da, mami, tu ești un copil. Deci până acum nu era un copil. Da? Acum e un copil. M-am speriat. Bine. M-am speriat, mami, m-am speriat. Dacă făceai bubă, plângeam mai rău. Bine, fie. Of, n-am cum să stau supărată mult timp, dar chiar m-am speriat. Cam așa arată după jumătate de oră la 200 de grade. Și vreau să văd unde aici. Nu vedeți, dar e uscat. Așa că
O să opresc cuptor. Arată ok, nu arată prea ars sau ceva, e moale. Am niște pereți, ceva de speriat. Deci ceva de speriat. Ăla am reușit cum am reușit, cred că poziția, nu știu, ideea e că acum am și nu, nici nu mai am putere, dar pe ăsta nu prea mai reușesc să-l bag. Cred că cu percuție se numește oare, nu știu, adică nu ar trebui această bormașina mea de jucărie, gen. Trebuie una mai puternică ca să dea peretele ăsta, dar dacă am reușit la ăla, nu știu, dar a durat câteva minute până am reușit. Sper să mai reușesc și la asta. Trebuie doar să văd cum pun scara, că nu stau deloc confortabil, ca să pot să împing în el. Dar, ce vreau să spun este că, chiar dacă ăla e așa, nu cade. Stă ok și prinsă de către ăla. Dar am zis măcar să încerc și cu asta, dacă tot am comis-o, apoi... Să nu mai buzi niciodată? Mai am puțin, mami. Bine fie. Da, tu o să spui că ești un copil. Bine că să fii că ești copil în continuare. Numai să nu mai faci prostii. Ce bine să filmeze de aici de sus, nu? Așa ar trebui să fac vlogurile. Da. Mami, ce faci acolo? Dau o gaură în perete. Bag un șurub în perete, adică. E bun? E foarte bună. Mulțumesc, mă bucur. Am culcat pe ele și 2 și 20. La mine în bucătărie este dezastru, dar nici nu... Iar acum stau și mă gândesc, băi, n-ar fi mai ok să fac aici, că nu fac gălăgie decât în partea cealaltă? Adică când vreau să mă duc să fac în la el acolo, să aranjez jucăriile, chestii, pam, pam, pam. Dar aș putea să o fac aici acum, că... Dar na, eu vreau să fac aici când făceam, nu știu, pe la 5 și ceva, când mă apucam să pregătesc carnea aia, să bag la cuptor. Vreau să fac cu cafea și m-am răzgândit, am zis că beau o doză de asta de Pepsi. Dar acum chiar nu, mă duc și fac un dormitor acolo, că nu o să fac gălăgie cine știe ce. O să bag și ăsta la încărcat, că nu mai am baterie, o să și dau drumul la televizor acolo. Ușor așa. Da, mă rog. Adică eu am asta aici pe masă, dar seara rămase neduse, plus vase ce am făcut acum, o să se usuce, a luat, de fapt, deja s-a uscat, a luat-o pe castronul ăla, vedeți? Dar fac eu. Până la finalul zilei fac eu. Și după ce fac acolo și pun chestiile astea, o să fac și aici și mut fotoliu și dau chestiile alea jos unde am de brazi și în seara asta fac brad. Că m-am supărat. A, da, să las asta la încărcat. M-am mutat în bucătărie, gata, ca să fac și aici, e vreo 4 fără 20. Am aproape terminat acolo în ideea că trebuie să mai bag aspiratorul pe covor, dar nu am așezat covoarele, că aștept să vină Dragoș, pentru că am spațiu unde eu trebuie să mai pun ceva, să nu stea era cu picioarele goale direct pe parchet, pentru că e rece în dormitor. Și mă gândesc ce aș putea să iau și să pun, adică cum să pun covoarele astea, ca să pot să iau și ceva acolo unde mi-a rămas golul ăla, mă rog, în față la un... Chiar și înainte avea spațiu liber unde avea ăla cu jucării acolo, dar acum pot să iau ceva ca să lipesc, adică să pun și sub biroul ei. Și de asta sunt așa ce iau. Ce... Bine, mă gândesc că pot să iau de asta de să pun în baie covoare de-alea, că sunt micuțe, așa. Dar... Nu știu. Nu știu. Dar până una alta mă pun să spăl vasele și să pun carnea în pungă și...
soba la cuptor, dacă e... Am cam obosit. Mă mir că nu mă doare spatele, m-a dorut când am ridicat bicicleta și m-am chinuit cu ea, dar acum n-am mai avut nimic. Și un lucru bun. Să vedem de seară. Asta este punga care o am și e pentru pui. Dar eu o să folosesc această carne, mă rog, cu os, cu... Nu știam la ce să le încadrez bucățile astea de carne și le-am pus pentru la cuptor. Vreau să folosesc și niște fasole păstării. Atâta zice, pune carnea. Așa. Pentru ciocanele adaugă niște apă. Eu o să le pun condimentele peste ele aici, după aia le bag în pungă și le bag la cuptor. Are destul de mult condiment în el, plicul ăla. Și acum o să amestec astea bine, ca să fie condiment ăsta pe toate bucățile de carne și pe toată fasolea. Bine, că o să se mai amplase zeamă și să duce, dar oricum vreau să le amestec bine. Mi-au degerat degetele cât am amestecat în astea de la fasolea asta care este congelată și nu mai simțeam. Dar să sperăm. O să fie totul ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10 găuri. Gata, am dat mai mult. Trebuie să țin la vreo 200 de unde era. Așa, 200, 200, 45 de minute ciocanele, 55 pulpele de pui, o oră jumate pui întreg. O oră 10 minute pui întreg. Când folosesc funcția de ventilare, reduceți 10 minute din timpul de gătire. Deci vreo 40 de minute o să le las și eu sau până mi se pare că sunt ok. Eu am făcut ordine acolo. Și Dragoș cum a venit și a pus ceasul, brățara și portofel. Da. Nu cred că pot să mă mai împotrivesc la chestiile astea, că n-am nicio șansă de izbândă. O să las și telecomenzile pe aici și gata. Asta este. Ce-am făcut aici? Am împins astea și pe astea nu? Ci că le-am aranjat, astea sunt... Am rămas așa. Gata. Ok. Am adus aspiratorul. Acum am nevoie ca Dragoș să ia fotoliul ăsta de aici și să-l dea în partea aia, aici. Ca să venim cu alea. Am uitat să adus cara. Adu-și tu, adu tu scara, ca să dai alea jos de acolo. Vrei să mănânci? Da. Păi mai e până să fie gata. Să nu le mănânci pe toate. Că sunt și pentru ele. Da? Adică se mai opre și eu una dacă e ceva. Dar puteți să muți fotoliu înainte? Trebuie să dau cu aspiratorul acolo, dar până să fac asta, mă rog, am luat niște șervețele ca să șterg cutiile și bradul, că sunt super murdare, are 5 kg de praf. Dar până pe acolo vreau să vă arăt aici. Mă rog, canapeaua o să o întindem, dar vine așa, ăla, de haine. A rămas acolo, covoarele le-am pus... Ăsta mai aproape aici, ca să acopere și acolo. Și aici o să trebuiască să pun ceva, din capătul ăla așa până aici. Și s-a rezolvat încă o problemă. Dar vreau să vă întreb dacă trebuie să închid ușa, ca să se vadă drăguț tot. Așa. 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 Și acum are și ea jucăriile una lângă alta. Am adus toate jucările care le avea în living, le-am pus aici. Mă rog, scaunul ăsta vine mai sub masă, că el stă cam așa pe el. Ce mai vreau să fac este să iau tabloul ăla, că ăla era sus, acum nu mai am cum să-l pun. Și mă gândeam să-l pun aici, pe mobil asta, cu un cuișor, un șurub, ceva și
îl prind acolo, că pur și simplu nu am unde să-l pun în altă parte. Și cam asta e. Acolo mă gândesc să mai pun o chestiuță, ceva așa. Nu știu ce, un găuroiul acolo, dar și trebuie băgat aspiratorul. Și cam camera ele e gata. Mai rămân rest. Adică uite cum arată aici. Dezastru. Dar ne apucăm de brad astea. Ah, ca să vedeți ce e. Că era să-mi cadă o cutie de asta și am pus mâna pe ea. Ăla e praful. Așa că le șterg și după aia. Pot. Mă dor brațele într-un hal. Mai trebuie un pic acolo sus, dar eu nu mai ajung și să vină Drago și să îndrepte. Și el a caută luminițele. Dar nu știe că sunt în cutiile astea. Drago și-a fost să dea cu aspiratorul la fată în dormitor ca să terminăm odată. Mami! Ce mami? Eu am desenat-o. Ai desenat pe brăduț? Bravo! Hai, mami, să ne apucăm să-ți facem asta. Asta era, este, nu era o pernă. Vreau să zic, era o pernă. Este o pernă pe care am băgat-o eu în folie din asta alimentară ca să nu se murdărească, să pună praful pe ea, că e cu Merry Christmas și după ce trece Crăciunul... Mama! Și fac la fel și cu... Și cu asta. Fac la fel cu ea. Nu. Nu mai știu ce vorbesc, din cauza că mă dor brațele. O să fac poză. Face poză, mă. Ia să vedem unde are fermoa. Uite aici. O să pierdem așa poză. Gata. Opa. S-au prins luminițele. Ok. Asta este primul lucru. Îți place, mămica? Luminițe. Luminițe. Și avem... Opa! Și opa! Și opa! Și am primit un mesaj! Ăsta l-am lipit aici! Ca să stea bine! Ia uite ce am aici. Chiar și astea le-am băgat. Oh, primul rând, instalația, nu? Și ăsta este bradul meu din dormitor. Ok, hai să vedem. Parcă o aranjasem și eu cât de cât. Adică le-am pus cu cap gen. Nu știu exact care a fost capul, dar... Da. Acum să vedem dacă mă ajută și pe mine cineva. Că am cerut ajutor la brat și nu m-a avut nimeni să mă ajute. Sper să nu-l fac singurică. Și așa, uite, nimeni care le-am îndreptat cum trebuie. O să mă duc și la alea la cuptor. Au, miroase! Miroase? Da, mami, miroase. Cred că-s gata.
Hai să le oprim. Pac. Da, Dragoș, ia-ți alea de acolo, te rog, ca să pot să pun tavă. Acum, oare pot cu o singură mână? Am putut! Gata! Un cuțit? O, miroase așa! Nu-ți place cum miroase, a? Îmi pare rău, mămică, nu-ți place cum miroase. Trebuie să iasă abur. Așa pare, nu? A fi făcut. Mâncă mai târziu. Acum hai la brad. E foarte mult, mult timp activitatea asta. Dar arată bine stătuțul ăsta, nu? Vreau să cumpăr mâine niște ghirlandă din asta albă ca să o pun pe acolo prin spate să acopăr firele alea. Da, mai am bradul acolo. Ăsta e bradul meu pus în pe birou. Și aici n-am făcut nimic încă. Dar n-am ajutor deloc. Că Dragoș a dat drumul la desene și nu mai vrea să mă ajute să uită la desene. Și am pus și aici pe geam ceva. Da, ne. Cred că o să-mi ia vreo 100 de ani acum să stau și să pun asta. Da, cred că mai bine mă duc să mănânc și după aia. Gata. Lui Elani, o să-i, dacă vrea de la mine în farfurie, pun și ei, dar a mâncat de asta ea. Am cam obosit foarte tare, nu mai am chef de nimic. M-am pus un pic în pat și acum nu mai am chef să mă dau jos. Și casc, da. Mâncarea a fost bună, dar a fost un pic cam grasă, pentru că, na, porcul a fost destul de gras. Și trebuie mâncat cald, foarte cald, că altfel e grețos, așa. Bradul... Da, am pus câteva globuri în el, a pus și el. Se joacă cu globurile acum. Dar nu mai pot, nu mai vreau să fac nimic. Am aici fețele de pernă ca să le pun la pernele astea să le schimb, cam astea de Christmas-y. Dar nu, continui mâine. Da. Am zis că îl fac astăzi, dar nu mai pot. Trebuie să fac și o baie, cam părul ăsta. Trebuie neapărat să-l spăl. Și aș vrea să stau în cadă, Dragoș a plecat la dentist, nu știu exact când vine, dar aș vrea să stau în cadă și după aia să mă duc să editez și o să mă duc să fac patul ca să o culc pe el la dormitorul acolo și eu na, să pot să fac, nu știu, este posibil ca după ce îmi revin, poate după baie, să continui cu bradul și vi-l arăt mâine dimineață ce, dacă am făcut sau nu, să, nu știu, dar nu mai. Mă doar spatele, mă doar brațele de la îndreptat frunze. Uf, nu știu de ce, dar nu mai așteptam să fie atât de multă muncă la brad. Da. Da. Păi ne vedem mâine. Ne vedem mâine și vă mai povestesc dimineață ce am mai făcut. Dar o zi frumoasă să aveți. Vă pup și sper că v-ați lustruit ghetuțele.